ziua, domnilor consilier, viceprimar. Aș fost convocat astăzi în ședința ordinară a Consiliului Local prin dispoziția domnului primar. Constat că din 11 consilieri în funcție sunt 10. Astfel este întâlnit cu vorumul necesar pentru adoptarea materialelor de pe ordinea de zi. Fac precizarea că proiectele de pe materialul de astăzi au fost analizate și avizate în ședințele pe comisii. Nu sunt modificări aduse. Supun spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară. Dacă aveți contestații sau ceva anume pentru procesul verbal din ședința anterioară, vă rog să-mi spuneți dacă nu supun spre aprobare. Cine este pentru? De putere, chiar cu cineva, nu mulțumesc. Fac precizarea că în ședință este invitat domnul Florin Tuțuian, reprezentant al televiziunii Exclusiv TV. Dau cuvântul domnului președinte de ședință, Antonie Bădilă Eugen, pentru a declara ședința deschisă și pentru a supune spre aprobare proiectul ordinii de zi. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! După cum știm cu toții, ieri în ședința pe comisie am avut 4 proiecte de hotărâri, plus proiectul cu privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice din Comuna Sibiu și județul Bacău. Deci toate cele 5 proiecte au fost votate în unanimitate. Pentru astăzi aș vrea să, în ședința ordinară de astăzi, din data de 28.11.2011, aș vrea să supunem la vot ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Mulțumesc. Așadar, o să citesc proiectele, o să dau citire. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Secuieni, județul Bacău, trimestrul 4, anul 2019. Inițiator primar Dumitru Cosmin Davel. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți. Inițiator primar Dumitru Cosmin Davel. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL, legea 55 din 30.10.2019, privind aprobarea organigramei și statutului de funcții personal din cadrul OAT, Comuna Secuieni, și din subordinea Consiliului Local Secuieni. Inițiator primar Dumitru Cosmin Davel. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiarii de ajutor social pentru anul 2020. Inițiator primar Dumitru Cosmin Davel. Și după cum am spus la început, mai avem pe ordinea de zi, care am votat-o, privind aprobarea de contări navetei cadrelor didactice din Comuna Secuieni, județul Bacău. Deci, în afară de proiectele de hotărâre, avem și punctul diverții. Dacă sunt anumite probleme care vreți să le ridicați, le aduceți la cunoștință, da, vă rog frumos să vă înscriți la cuvânt. Deci avem pe domnul Runcanu. Dacă mai dorește cineva? Nu. Deci, domnul Runcanu rămâne să ia cuvântul la punctul diverse. Așa. Așadar, o să trecem iarăși, o să vă aduc la cunoștință, deci o să trecem la votare, la proiecte de hotărâre și aș vrea, dacă există și cineva care vrea să iei cuvântul, eu știu, dacă ne lămurit sau ceva, deci cineva poate să ia cuvântul și să înscrie la cuvânt la fiecare proiect în parte. Deci, proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Secuieni, județul Bacău, trimestrul 4, anul 2019. Dacă cineva are ceva neclar, nelămurit, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu.
Mergem mai departe. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți. Iarăși aici vă întreb dacă cineva vrea să ia cuvântul. Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 55 din 30.10.2009 și privind aprobarea organigramei și statutului de funcții personalului din cadrul UAT Comuna Secuieni și din subornea Consiliului Local Secuieni. Dacă cineva vrea să ia cuvântul, nu, supunem la vot și punctul acesta. Mulțumesc. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru beneficiari de ajutor social pentru anul 2020. Doriți să luați cuvântul cineva? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, după cum am spus, mai avem ordinea de zi și proiectul privind aprobarea recontării navetei cadrelor didactice din Comuna Secuieni, județul Bacău. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate, după cum am văzut cu toții, au fost votate cele 5 proiecte. Așadar, pe ordinea de zi, la punctul diversii, dau cuvântul domnului Luncanu. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul primar, am două aspecte de sesizare. La Berbinceni, în fața monumentului între biserică și monument, am discutat cu oameni care spun că ar trebui băgat un tub acolo, pentru că e mult mai jos decât alea și nu pot intra cu mașina. S-ar pus piatra. Da, da, s-a pus piatra acolo. Deci toată s-a dus și acum nu ating mașinile când intră. Și e foarte greu de intrat și ieșit. Și dacă se poate, să punem un tub. Da, trebuie mers la fața locului și văzut despre ce ți-i vorba acolo. Și este drumul județean. Și trebuie văzut cum putem acționa în apropiere, în zona de siguranță a drumului județean. Dar o să merg, domnul Vici, pe teren și să se... M-au rugat să vă aduc la cunoștință, da, că ar fi foarte indicat dacă s-ar putea pune un tub. Vădui un tub să fie paralel cu axul drumului. Da, 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 da. Da. Și într-adevăr, e foarte, foarte jos. Să găsim altă soluție. Dar acolo s-a balastat. Da, dar tot s-a dus și nu. Cred că acolo și-a un tub ar fi perfect. Vă să țineți pe domnul viceprimar și vedem despre ce este vorba. Așa, a doua problemă referitor la gunoaie de tipic. Partea aia de la Berbinceni, care le-am mai sedat și în ședințele anterioare, dacă puteți face ceva, măcar să le ridicăm de acolo, tot se adună și din ce în ce mai urât și la fundeni. Au început să aducă și polistiren și tot felul de chestii. Da. Iar acolo la intrare în Berbinceni, v-am zis, pe drumul ăla care ducea către depozitate și să văd urâtă chiar la stradă. S-au luat băsuri, s-au ridicat din ele. Știți, plecă probleme, cei care trec despre roșii ori, zona bunor, spre Roșior, în partea cealaltă, aruncă. Aia partea la Fundeni, da, într-adevăr, și mai e chiar și la Văleni, la ieșire, prin pădurii jale ce acolo. Da, noi am... Dar măcar aici, la Berbinceni. Alea cred că e dus tot din... Poliția acțiune și poliția locală facem tot la fel și noaptea facem ori suplimentare, tot ca să asigurăm, să vedem, poate găsim pe cineva. Dar v-am spus, aruncă din mers, nu... Nu, dar alea care bine, alea care așa, alea nu din mers de la Berbinceni. Alea din mult ce stau și tot să adună. La Berbinceni unde sunt, exact. Chiar la Ida, în sat, pe drumul ăla care duce Telen Agricol. Am înțeles. Chiar după succesiunea aia de curbă. Am înțeles. Chiar jos la baza... Chiar jos de acolo, dar se vede din stradă, e mult și haine și tot felul de deșeuri. Aveți idei, spuneți că ar fi cineva tot de la noi din curbă? Eu cred că e cineva din zonă. Eu de asta am zis că dacă s-ar merge cu 2-3 oameni la paște 16 și s-ar căuta pe tribunalele alea, este imposibil să nu găsim o hârtie, o chitanță, o ceva. Am fost așa, cu misterien, am luat... Dar domnul Vici spune că a acționat în zona respectivă.
Șurat, la noi aici. La fond de noi, nu înțeleg. Dar o să ține cont de cele relatate. Da, cam atât am auzit de... Aș avea și eu o problemă. Aș vrea să aduc la cunoștința domnului primar în legătură cu... Am discutat ieri și cu domnul vice, dealul la Chițeni acolo. E foarte, foarte greu. S-o streca de tot. Numai hopuri, numai văi și găuri și așa mai... Drum, da? Da. Mâine aveți câte lași acolo și mașini cu piatră. Și ar mai fi o problemă antiderapantul. Antiderapantul, dacă, da. Că dacă vine zapadă așa fel, o să fie mai greu. Nu faceți probleme, avem deja un contract cu firme de zăpezire și care să ne furnizeze și antiderapantul, dar e prea devreme să-l aducem acum. Dar avem în vedere. Când cum știți dumneavoastră? Când avem, nu ne ia fi nepregătite, stați să ne știți. Ați văzut, la prin alte părți, era zăpadă și nu aveau contract de zăpezire și la noi era de zăpezită comună. Nu vă faceți probleme. Bine, doamne. Avem contract făcut, știm necesarul care... ne-ar trebui pentru ca să trecem, să trecem iarna, dar e prea devreme. Am înțeles. Dacă totuși mai dorește cineva să o răzgândi și vrea să ia cuvântul cu o problemă, eu știu ce s-o mai evit pe undeva, dacă nu, pentru ziua de astăzi, declar ședința închisă.